Ia să le cum sună. Crăciun fericit, totul bine? A venit acel moment din an când trebuie să facem update-ul de Crăciun. Anul trecut am primit o grămadă de surprize, printre care și acel dans cu luminile pe care l-am testat data trecută. Bă, ce tare! O să încep prin a vă spune Crăciun fericit, pentru că clipul ăsta apare fix de Crăciun. Ei bine, update-ul anul ăsta a venit mult mai rapid, de asta mi-am permis să filmez înainte. Anul trecut a venit fix în ajun de Crăciun, anul ăsta a venit cu aproape o săptămână înainte. Nu știu de ce a venit mai devreme, dar ne ajută să filmăm. Pentru cei care nu știu, anual Tesla de Crăciun lansează un update foarte mare, cel mai mare de pe parcursul anului. Așa că hai să vedem ce am primit anul ăsta de Crăciun fără dar și poate să intrăm în interiorul mașinii. Direct cum am intrat în mașină, ne spune că avem update-ul pregătit, o să dăm instalare acum și ne spune că în 2 minute se autodistruge. În 2 minute începe update-ul. O să așteptăm aproximativ 25 de minute și sperăm să-și facă update-ul, să vedem ce am primit. După mai degrabă jumătate de oră am primit update-ul și direct avem o veste bună pentru cei care folosesc iPhone. Avem Apple Music. Nu este o veste foarte wow pentru mine, pentru că nu folosesc Apple, dar vedem încă o modificare. În momentul de față arată aici radio, nu știu care-i treaba. Uite, lol. Mamă, deplasare curentă de la încărcare, kilometri. Uite, aici arată câți kilometri are mașina în momentul de față. 36.000 de kilometri. Dacă dăm aici, vedem și presiunea, pneuri. E perfectă, exact cum trebuie. Da, mă. Ok, asta până acum nu era acolo. Butonul ăsta aici nu era și bine că e pe partea mea. Hai să vedem până la urmă ce am primit în cadoul de anul acesta. Dacă ne uităm aici, avem o grămadă, o să le luăm pe rând și le încercăm. Al doilea lucru, modul canin. Vizualizați camera interioară din aplicația de mobil când utilizați modul canin sau modul sentry. Ce înseamnă lucrul ăsta? În momentul de față putem folosi camera asta mică aici de pe interior, care cred că v-am mai spus într-un vlog legat de ea. Fix deasupra oglinzii retrovizoare se află o cameră. Iar noi de acum o să putem vedea de pe telefon și că camera de pe interior. Sunt tare curios cum arată. Dar hai să vedem mai întâi toate lucrurile pe care le-am primit noi. Deci avem spectacol de lumini programat. În momentul de față știți că anul trecut am primit acest spectacol de lumini. Ei bine, acum îl putem și programa. Sărbătoriți anul nou cu spectacol. Oh, long sign sau crea spectacole mai lungi și personalizate. Deci putem să schimbăm spectacolul oare sau ceva în genul ăsta? La spectacol de lumini, dacă dăm programare, nu cred. Oh my god, avem mai multe spectacole. Asta chiar nu știam. Deci am mai primit un spectacol, aparent. Înainte era doar unul și acum pot să-l și programez la ce oră vreau, la ce volum vreau și e alt spectacol. Show-ul ăsta este nou și o să-l testăm, dar vreau mai întâi să vedem ce am mai primit în rest. Următorul lucru. Semnalizare automate. Semnalizarea se poate dezactiva automat după încheierea schimbării benzii, încadrării sau selectării unei benzi la bifurcații. Deci se dezactivează singure acum. Nu mai există problema să rămâi cu semnalul pus, cică. Chestia asta chiar se mai întâmpla, adică pățeam să rămân cu semnalul pus și aici un lucru bun acum că se dezactivează singur. Semnalizarea automate. Anularea automată. Uite. Hai să dăm... Să bifăm că l-am activat, o să testăm și asta. Căutare contacte. Acum o să pot să caut contactele? Ia să vedem. Ăsta e un lucru bun, pentru că atunci când am luat mașina, puteam să mă uit prin contacte foarte ușor. Dar după aceea cu un update, n-am mai putut treaba asta. Cred că de update-ul de anul trecut de Crăciun. Acum s-a întors din nou opțiunea în care pot frumos aleg litera și mă pot uita aici frumos la tot. Altceva? Ia să vedem. Comenzile media pe care deja le-am văzut. Modul de testare a emisiilor prin aplicația de mobil. Ce înseamnă asta? Acum pot să dau părțuri din telefon. Chiar îmi doream foarte mult Tesla să fac treaba asta. Chiar nu mai puteam eu să dau părțuri din telefon acum. Deci acum pot să fac mașina mea să pârție din telefon. Genial. Deci suntem afară. Suntem afară, hai să vedem dacă se aude părțul. Da, se aude. Super, acum pot să fac mașina să pârție oriunde aș fi. Hai să vedem, încă altceva, ce mai am primit. Mereu curcubeie. Acum pot să fac o chestie destul de caterincă. Mereu când o să fii pe autopilot să fie curcubeu. Bă, zice, ce cred că asta o să setez, pentru că chiar e mișto. Să fie curcubeu atunci când sunt pe autopilot. Se vadă și mai clar că se conduce singură. Mereu curcubeie. Gata, practic acum o să fie șoseaua curcubeu ilustrată aici și... Asta e destul de caterincă. Bine, sper să nu se mai audă piesa aia enervantă pe fundal care era în videoclipul acela. Și ia uite, s-a activat curcubeul la Tesla și practic și această
melodie care nu prea înțeleg ce haz sau ce treabă are melodia asta, nu știu. Deci cam astea au fost lucrurile noi, acum haideți să le testăm. După un drum lung am ajuns în subteranul unui mall, așa că, fără să mai stăm la discuții, haideți să vedem cum e show-ul ăsta nou pe care ni l-a adăugat cei de la Tesla, sunt tare curios. Pentru asta am venit în mall, ca să fie acoperit și să auzim destul de ok și eventual să vedem și ce ne arată farurile, pentru că știți că data trecută scria Tesla. Hai să vedem acum. Dacă ne ducem pe spectacol de lumini, vrem ăsta noul. Ok. Și dăm volumul o idee mai încet, ca să nu se uită prea multă lume. Mișcări de dans, mișcă portul de încărcare, oglinzile, geamurile și portbagajul. Da, vrem asta. Ieșiți din vehicul pentru a începe spectacolul de lumini. Băi, ești nebun? Ce mișto! Și așa cum am crezut, la fel scrie în față. Deja, ia să vedem cum sună. Bă, dar durează mult show-ul ăsta, ești de mult? Curcubeu la porți. What? Da, cam ăsta a fost spectacolul, mie unul chiar mi-a plăcut, se vede că a durat mai mult decât celălalt, nu știu, spuneți-mi dacă vă place mai mult decât spectacolul anterior, ce notă îi dați la spectacolul ăsta, chiar e mișto și am avut o idee bună să intrăm în subteran ca să ne uităm și la LED-urile de la Tesla. Deci cam ăsta a fost cadoul de Crăciun din partea Tesla, am testat tot ce a băgat nou și mi se pare destul de tare, inclusiv semnalizările automate sunt chiar folositoare. Eu am fost Andrei, vă urez un Crăciun fericit și ne auzim la următorul videoclip, vă pup!